Bună seara, am să mă prezint pentru cei care nu m-au văzut până acum. Mă numesc Terezia Neagu, sunt product owner la Betfair, și astăzi o să vă prezint un pic topicul de performanță și cum putem face performanță la locul de muncă. De ce am vrut să preiau acest subiect, un pic mai, să zic, mai sensibil? Pentru că întotdeauna partea de evaluare și cum ne simțim noi la locul de muncă ne impactează starea de bine. Și atunci, prezentarea asta merge ca și o continuare la toate prezentările care le-am făcut, unde am menționat și partea de pasiune și cum putem face noi să ne simțim la locul de muncă, să facem performanță și, practic, să fim, primul rând, noi înșine mulțumiți de munca care o prestăm la jobul la care activăm. În mare, o să trecem prin performanță, ce înseamnă să fii top performer, și anumite acțiuni care le putem face astfel încât să simțim și chiar să vedem rezultatele vizibile la o performanță mult mai bună decât o aveam înainte. O să merg pe fiecare latură în parte și am să vi o prezint. Înainte să mergem pe primul, să zic, primul pas, toată lumea ce înțelege prin performanță, practic, ce se așteaptă la jobul nostru, așteptările care trebuie să le îndeplinim și, practic, să fim mereu cu un pas înainte la nivelul de, să zic, nivelul mediu de așteptări. În momentul în care se fac evaluările și se fac ratinguri sau ni se dau anumite indicative, în funcție de firmă sunt diferiți metrici de măsurare. Acest metrici trebuie să fim foarte conștienți că sunt pe anumite laturi pot fi măsurate subiectiv sau măsurate cantitativ. Și atunci, indiferent de, să zic, contextul sau metricile la care suntem evaluați la o perioadă la alta, sunt diferite perioade la care suntem, practic, suntem evaluați ca și oameni care performează la locul de muncă, sunt foarte conștienți că unele lucruri sunt și la nivel subiectiv. Da, se pot măsura cantitativ, dar multe lucruri spre aria subiectivă. Și de acolo vreau să scot potențialul acestor acțiuni care le putem face, astfel încât să ne simțim noi mai bine, să simțim că într-adevăr am evoluat mai bine și să vrem mai mult, păstrând de asemenea un echilibru între viața personală și, bineînțeles, timpul de lucru. Și având astea două în balanță și mereu găsind și vrând mai mult, practic putem ajunge la cea performanță de top. Încă o dată, performanța de top trebuie mai întâi să fim noi convinși că am ajuns-o. Suntem singurii care ne putem valida ca persoane și restul, practic, o să vadă cum ne vedem noi, o să ne vadă restul. Deci, primul rând, prima persoană care trebuie să o convingeți sunteți propria voastră persoană. Prima acțiune la care am și practicat-o și am încercat să o și încerc să o promovez acum, este setarea focusului sau să ne concentrăm întotdeauna pe să livrăm rezultate și spre ceea ce vrem să atingem. În momentul în care ni se dau task-uri operaționale sau vrem să ajungem la anumite rezultate, pot interveni mulți factori care țin mai mult de relațiile cu persoanele, diferite probleme de care putem da și atunci e foarte ușor să fim debalansați de la focusul că trebuie livrat un anumit rezultat. De aia e foarte important, indiferent de relațiile cu oamenii, într-adevăr vrem să păstrăm o bună stare și o relație bună cu toate persoanele, dar nu suntem perfecți, nu putem să înțelegem bine cu toată lumea și atunci trebuie să ținem minte, indiferent cum ne performăm noi relațiile cu celelalte persoane, totdeauna trebuie să vă gândiți rezultatul de la capătul căruia noi vrem să ajungem. Ținând focusul pe rezultate și, să zicem, punând accentul mai puțin pe problemele sau pe modul de comunicare cu anumite persoane,
Într-adevăr, trebuie să ajungem la o comunicare echilibrată. Dar de multe ori pot apărea acei mix factori emoționali care ne pot impacta. Și atunci, încercând să ne focusăm mai mult spre rezultate și diminuând, practic, anumite factori emoționali care ne pot impacta, putem fi mult mai obiectivi și să lăsăm un pic partea subiectivă la o parte. Sunt multe provocări, și în momentul în care vin provocările și vin anumite situații, de multe ori nu știm cum să reacționăm la ele. Și atunci, de multe ori, e bine la fel, să facem un pas înapoi, ne gândim la niște, să zicem, la niște soluții, la problemele care le avem, căzi de factor, cantitativ, subiectiv, emoțional și mai departe. La urma urmei, toată lumea vrea să vadă niște rezultate și că ne-am îndeplinit practic, task-urile au fost cu succes livrate la final. Și atunci, dacă rezultatul e singurul care se vede și practic tot impactul și energia care ne-o consumăm pe diferite probleme care le avem pe partea emoțională cu diferite persoane, alea nu se văd, se vor pierde. Și atunci, la urma urmei, trebuie să ne ridicăm întrebarea, merită? Ce merită de fapt? Și atunci, încet, încet, o să ne focusăm și ne concentrăm energia. Întotdeauna corpul depune anumită energie. Trebuie să ne concentrăm energia spre rezultate, soluții, energie pozitivă, care o să ne facă și pe noi să fim mai, cred că am mai menționat asta și la partea de mentorat, să fim mai relaxați cu noi înșine, să ne dăm drumul la toate energiile negative și să încercăm într-un mod pozitiv să ajungem la cele. Să arătăm că, da, am ajuns la cele rezultate, oferind soluții la diverse probleme. Problemele pot fi, iarăși, de ordin social, de ordin operațional, dar punând pe masă diferite soluții, putem ajunge la final spre lucru care toată lumea o să vadă, rezultatele. De-aia e important, concentrați-vă pe rezultate, lăsați accentul un pic mai jos pe problemele de ordin emoțional-social și asigurați-vă că energia voastră este canalizată în locul care trebuie și care o să vă ajute și pe voi. În momentul în care o să ajungeți la acel punct, o să vedeți schimbări vizibile în momentul în care începeți să comunicați cu diferite persoane, în momentul în care vedeți rezultatele livrate, impactul care o să aibă. Este un exercițiu care cred că e bun de practicat pentru oricine. Nu neapărat pe partea de product management. Practic în orice activitate puteți face acest exercițiu. Emoțiile și energia negativă mai mult dăunează ambilor factori. Și atunci, ca să ajungem la acea balanță, relațiile pozitive cu oamenii, cât și spre rezultate, luați tot ce e mai bun, atât din colaborarea operațională cu oamenii, cât și pe pașii care îi facem practici să avem acele rezultate și rezultatul o să fie unul pozitiv pe ambele sensuri. Un alt pas care e foarte important de ținut minte e să știm când să ne oprim, să știm când să practic să zicem nu. Vorbesc aici să știm când să zicem nu când lucrăm peste program, să zicem nu când ni se cere prea mult și simțim că nu mai putem duce, să zicem nu anumitor lucruri care nu ne ajută și asta zic inclusiv la relațiile care le avem cu oamenii de la lucru, din afara ariei de lucru. Practic să știm, să fim foarte conștienți de propria noastră persoană și să știm cât poate să ducă corpul nostru, mintea noastră, chakra noastră, să zic, într-o terminologie mai asiatică, să știm foarte bine cât poate să dea, să ducă, practic, propria noastră persoană și când simțim că este un load foarte mare din toate punctele de vedere, să zicem stop joc. Acum zicem nu, dar trebuie să știm și cum să o spunem. Indiferent că zic nu la prea multe, nu știu, la prea multe task-uri, prea multe cerințe,
Aici zic și un pic pe partea de exemplele care le-am dat pe partea de product management, când se cer acele prea multe cerințe. Când zicem nu, e suficient, trebuie să redresăm lucrurile. În momentul ăla în care spunem nu, trebuie să știm cum să o spunem, trebuie să păstrăm mențiunea diplomată și să lăsăm, exact cum am menționat și în articol, ușa deschisă spre discuții. E important să zicem stop, dar la fel de important e să zicem de ce zicem stop și care sunt opțiunile și cum ne putem continua din acel punct mai departe. Într-adevăr, sunt anumite arii în care probabil așa o să rămână mereu, gen nu mai lucrez peste program. Aia întotdeauna așa va rămâne. Dar ce se poate face, nu știu. Ne gândim să ne organizăm mai bine pe partea de timp. Ne focusăm pe lucrurile într-adevăr prioritare. Trebuie să vedem ce ne-a dus în acel punct în care am simțit că suntem mult mai solicitați sau cantitatea, volumul de cerințe a fost, presiunea pe noi a fost atât de mare, care au fost cauzele care au dus acel moment în care am zis stop joc. E bine să-l exersați. Mie mi-a luat mult timp până când de multe ori am zis da la mai multe lucruri. Mă depinde de ce, în ce context și în ce scenariu s-a pus problema respectivă. Dar în momentul în care am exersat această practică, bine, nu zicem nu la orice, la orice mic lucru care ne avem și o provocare. Trebuie să zicem nu în momentul în care ne simțim practic energia e una negativă, distructivă, continuând acel lucru nu ne ajută deloc pe termen lung, și să știm să zicem nu și să putem schimba anumite lucruri astfel încât să nu ne fim o piedică pentru noi înșine. Și atunci, în practica asta, cred că și o regăsi și în partea de well-being, în anumite mențiuni, să zicem nu, stop joc. Cu, încă o dată, cu redresările și în contextul în care se aplică. Bun, o altă parte importantă, să luăm decizii. E important în momentul în care e greu să-ți asumi deciziile, dar o vorbă, e mai bine să-ți iei o decizie, chiar dacă e proastă, decât să nu iei decizie deloc. Câteodată nehotărârea, incertitudinea adăunează mult mai mult decât să-ți asumi o decizie, chiar dacă e bună, chiar dacă e rea, până la capăt și să fii conștient că acea decizie luată poate rezulta într-un succes sau într-un eșec. Și atunci trebuie să ajungem la un nivel destul de matur și să fim confortabili ca să putem să ne asumăm eșecul sau, bineînțeles, în cazul pozitiv, succesul acelei decizii care am luat-o. Bine, sunt mulți pași care putem lua să ne creștem încrederea în momentul în care luăm deciziile și ajutăm alte persoane ca să-și continue, practic, operațional ce au de făcut. De multe ori, anumite persoane pot evita luarea deciziilor pentru că pot fi cu impact mic, mediu sau mare. Deci depinde și de situație. Faptul că ți-a trebuit o decizie poate fi și un semn de maturitate profesională și faptul că ești la următorul pas în care poți să riști și să te simți confortabil în momentul în care teoria ta sau decizia ta nu a fost neapărat cu rezultatul pozitiv care ai vrut. În momentul în care luăm o decizie, putem să facem iarăși, putem să ne documentăm un pic care sunt alternativele care le avem, putem să facem, să consultăm, înainte să luăm decizia, putem consulta mai multe persoane, în funcție de gradul de încredere care îl avem. Ideea e că nimica nu ne împiedică să ne asumăm decizia până la final. Putem să facem mai multe investigații, putem să ne alocăm un anumit timp, putem să gândim, spunem, o strategie în spatele acelei decizii, dar în final, ce e foarte important, este să ne asumăm și să mergem mai departe cu decizia care am luat-o. Chiar dacă la final pare să fie una neacceptată de unii,
faptul că eu cred și mi-am asumat decizia că este cea mai bună decizie care am putut să iau în contextul dat, depinde de, încă o dată, depinde de context, de domeniu, de situația în care ne aflăm, mă trece la o, practic, o gândire, o maturitate și un confort emoțional, inteligență emoțională, că pot să fac mai des acest lucru și, practic, o să ies din area de confort și o să-mi dezvolt multe alte oportunități care nu le aveam dacă mă restricționam în căsuța mea de, practic, lucruri care nu le vreau să le risc. Și atunci, și acțiunea asta, să luăm o decizie și mergem înainte cu ea, poate fi un factor declanșator pentru unii să se dezvolte extrem de mult. Deci poate fi a game changer în funcție de persoana care o practică și în ce situație. Eu zic să o exersați. Într-adevăr, nu e ușor, practic, să ajungi într-un moment în care te simți confortabil cu eșecul sau succesul acelei decizii, dar poate fi un început de la deciziile mai mici spre deciziile medii, mari și așa mai departe. Și atunci o să vedem performanță pe termen scurt sau pe termen lung. Poate că performanța nu se vadă chiar în momentul acela, dar cu siguranță, practicând și va fi un factor inhibitor, probabil. O să elimină un factor inhibator pentru performanța noastră și putem ajunge, practic, să accedem la nivele mai mari de maturitate intelectuală și emoțională. Și foarte importantă și partea de well-being. Facem performanță, ne simțim mulțumiți la locul de muncă, dar trebuie să avem grijă și de noi ca persoane. Acum, eu am trecut în linii mari cam ce ar însemna partea de well-being, dar asta nu înseamnă că e formula care o să meargă pentru orice persoană. Dacă partea mea de well-being înseamnă să fiu doar eu cu mine o lună de zile, izolată de toată lumea, practicând, nu știu, pescuitul, înseamnă că asta este formula mea de well-being. Urmați-o, găsiți elementele care vă fac fericiți, vă mențin entuziasmați și practicați-le. Sunt lucruri care le amânați și credeți că nu-i momentul să le faceți, schimbați-vă gândirea. Exersați acele lucruri, nu le mai amânați. În momentul în care o să le faceți, o să vă dați seama că o să vă aducă o bucurie și o mulțumire pentru propria voastră persoană. Practic, o bucurie care o tot amânați. Gândiți-vă, fiți foarte conștienți de propria voastră persoană, ce vă place, ce vă face fericiți, exersați-le, depinzând de felul nostru de a fi, pot fi doar eu cu mine, pot fi fericit conectându-mă cu alte persoane, vă face fericit conexiunea cu alte persoane, ok, faceți mai des conexiunile acelea, că e vorba de familie, prieteni, întâlniri, faceți mai des acele lucruri. Vreți să încercați lucruri noi care le tot amânați, vreți să învățați noi, să exersați acel hobby care l-ați tot plănuit și tot nu ați apucat să-l faceți, începeți să faceți mici pași ca să vedeți toate micile lucruri care vă fac fericiți și bucuroși. Și foarte important să spunem mulțumesc și să fim mulțumiți de noi exact așa cum suntem. În momentul în care suntem fericiți și mulțumiți de propria noastră persoană, în momentul ăla și restul oamenilor să ne vadă în aceeași lumină. Practic, exact cum ne comportăm sau cum se comportă restul cu noi, se reflectă în modul nostru de a ne vedea. Și atunci, dacă eu ca persoană mă tratez bine și mă văd ca pe o persoană fericită, cu încredere și mulțumită exact așa cum sunt, în momentul ăla și restul persoanelor, comportamentul restul persoanelor se vor reflecta exact așa cum practic mă văd eu în oglindă. Și atunci și partea de well-being e importantă. Și să nu uităm să ne numărăm micile lucruri pentru care ar trebui să fim practic recunoscători și să nu uităm că
practic micile bucurii fac persoana gratitude și parte de well-being. Și cam cu asta cred că am concluziunat partea de prezentare. Acum, dacă sunt întrebări. Doar o clipă. Stai că eu vreau... Așa. Aplauzele. Bun. Bun, mulțumim, Terezia. Cred că azi a mers mai ciudat netul, dar acum în sfârșit cu tine și-a revenit, deci acum avem stream-ul foarte bun și de calitate. Nu văd întrebări din public. Probabil că am pierdut o parte din audiență la un moment dat, dar... Vreau eu să te întreb, cred că lucrul cel mai important e să poți să spui nu și ce părere ai când trebuie să spui nu unor clienți care vor niște feature-uri la un produs și tu știi că nu prea are rost să le pui. Ce faci atunci? Păi vorba aici să fii transparent cu persoanele respective, să le înțelegi un pic contextul, de ce vor anumite lucruri și practic nevoile din spatele lor, să înțelegi. Să-i faci prezent sau, cum să zic, aware de situații, de constrângeri respective și să le oferi variante și soluții ca și pași următori la nevoile lor. Și transparența asta ajută foarte mult în echilibrarea așteptărilor pe ambele părți. Ideea e să, practic, să fim, cum să zic, să fim sinceri și să oferim tot ce putem noi mai bine în contextul dat, spre nevoile lor. Am înțeles, foarte fain și total de acord, că după aia ne trezim că au produsele noastre cine știe ce feature-ul care... Normal că la clienți le-ar plăcea să fie tot acolo. Bun, mulțumim, Terezia, te mai așteptăm cu articole și după cum povesteam, poate, uite, o să fii primul speaker care l-anunțăm la IT Days, da? O să te Bun. Țin la curent cu următorul meu subiect hot Bine. Pe product management. Bun, mersi mult Seară frumoasă. Mersi, salutare.